Aveți în plan să vă petreceți concediul în străinătate? Ar fi bine să vă faceți card european de sănătate. Astfel, în cazul în care aveți nevoie de asistență medicală, beneficiați gratuit. Cardul european este documentul care conferă titularului asigurat dreptul la prestații medicale necesare în cadrul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene. Acesta se eliberează la cererea persoanei asigurate pentru deplasări scurte, maximum 12 luni în afara granițelor României. Este valabil numai pe teritoriul statelor membre UE. Cardul european de asigurat nu este obligatoriu, iar trecerea frontierei nu este condiționată de prezentarea acestuia, fiind suficientă prezentarea oricărui alt tip de asigurare medicală. Cam fiecare an, în sezonul estival, numărul solicitărilor explodează. Așa se face că în ultimele câteva zile, sute de olteni au mers la CSE pentru a solicita eliberarea cardului european de sănătate. Sunt luni în care această cerere se dublează sau chiar se triplează față de lunile obișnuite ale anului, vorbim de lunile de început ale anului. Dacă, de exemplu, în primul trimestru al anului am avut 405 cereri pentru carduri europene, doar în această lună avem în jur de 200 depuse până la această oră. Undeva spre 1000 o să meargă în luna iunie cererea aceasta de carduri, în condițiile în care în trimestrul 2 am avut 1047 tot trimestrul. Deci, practic, este perioada cea mai aglomerată a anului, este perioada în care cei care doresc să călătorească în străinătate, fie că în concedii sau vacanțe sau în interes personal, depun aceste cereri pentru cardurile europene. Pot beneficia de card european de asigurat toți cetățenii care au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și fac dovada achitării la zi a contribuției. În situația în care persoana care a obținut un card nu îndeplinește toate condițiile în baza cărora s-a eliberat cardul pe toată perioada de valabilitate a acestuia și în această perioadă, beneficiază de servicii medicale în cadrul unei deplasări într-un stat membru al Uniunii Europene. Persoana în cauză va suporta contravaloarea acestor servicii. Eliberarea documentului nu implică niciun cost, iar valabilitatea a crescut de la 6 luni la un an. Foarte important de știut este că aceste carduri europene se eliberează într-un timp relativ rapid, practic în 7 zile lucrătoare maxim acest card ajunge la domiciliul celui care a făcut cererea și de asemenea este foarte important de știut că acest card nu presupune niciun cost pentru eliberare. Singura condiție pentru eliberarea acestui card este ca persoana care îl solicită să fie asigurată în sistemul asigurărilor din România și iar foarte important de știut este faptul că acest card este valabil un an de zile. Cardul european de asigurat conferă dreptul de a beneficia de asistență medicală necesară în cursul unei șederi temporare într-un stat membru al UE. În schimb, documentul nu acoperă situația în care asiguratul se deplasează într-un stat membru UE în scopul de a beneficia de tratament medical pentru afecțiuni preexistente deplasării. Serviciile medicale acordate în statele membre UE în baza cardului sunt cele prevăzute de legislația fiecărui stat și nu trebuie să depășească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul șederii temporare.